Pensionarii care vor fi scutiți de la plată. Taxa de care vor scăpa. Vești bune pentru sute de mii de pensionari din România. Aceștia vor beneficia de un ajutor semnificativ, dacă se încadrează într-un anumit prac. Despre ce este vorba? Sute de mii de pensionari din România vor beneficia de un ajutor semnificativ la mică recalculare, în cazul în care se încadrează într-un anumit prac. Totuși, Procesul reprezintă un efort semnificativ din partea angajaților de la casele de pensii. Aceștia trebuie să reia dosarul fiecărui senior și să verifice ce documente pot fi adăugate la vechime. Mica recalculare îi vizează pe sute de mii de pensionari. Există mai multe probleme, mai ales în cazul veniturilor nepermanente obținute înainte de 2001. În multe cazuri, seniorii nu au adeverințele necesare, deoarece firmele sau instituțiile nu mai există firmele de arhivare au profitat de situație. Acestea practică tarife foarte mari pentru o singură adeverință. Situația a ajuns până la urechile statului, care a luat act de aceste abuzuri. Consiliul concurenței a demarat o anchetă. Astfel, analizează situații în care pensionarii nevoiți să plătească sume amețitoare, de până la 4.000 de lei, pentru un document care li se cuvine. Ar fi putea fi scutiți de plată. Din fericire, Mulți seniori ar fi putea fi scutiți de plată. Un proiect de lege prevede că pensionarii care au venituri sub 3000 de lei să nu plătească niciun leu pentru adeverințele de muncă. Astfel, cei care au pensie sub 3000 de lei vor prin gratuit aceste adeverințe. La rândul lor, seniorii cu venituri între 3000 și 6000 lei ar putea să plătească doar jumătate din suma percepută de firmele de arhivare. Pensia poate crește în următoarea lună din momentul în care este depusă documentația. Amintim că pensionarii pot depune aceste adeverințe și după 1 septembrie 2024 până la 1 martie 2025. Totodată, pensia poate crește în următoarea lună din momentul în care au fost depuse documentele necesare. Potrivit legii din România, mai multe venituri sunt considerate nepermanente. Totodată, Pensionarii care nu au avut venituri nepermanente nu trebuie să prezinte adeverințe la casele de pensii. Venituri nepermanente sunt următoarele. Formele de retribuire în acord sau cu bucata, în rege ori după timp, pe bază de tarife sau cote procentuale. Premiile anuale și premiile acordate în cursul anului pentru realizări deosebite. Recompensele cu caracter limitat, acordate personalului din unele sectoare de activitate al 13-lea salariu Formele de retribuire pentru orele suplimentare realizate peste programul normal de lucru. Sporul acordat pentru personalul didactic care îndrumă practica psihopedagogică și care asigură perfecționarea de specialitate a învățătorilor și educatorilor. Indemnizațiile de muncă nenormată. Alte sporuri care nu au avut caracter permanent, pentru care s-a datorat contribuția de asigurări sociale. Trebuie menționat și că nu sunt necesare documente justificative pentru veniturile nepermanente, în cazul perioadelor de după aprilie 2001. Aceste informații sunt deja stocate în bazele de date electronice.